În ultima perioadă, mai ales după interzicerea comercializării substanțelor halucinogene pe raza mai multor localități din județ, autoritățile și organele de ordine stau cu ochii ațintiți pe acest fenomen. Acum se caută sursele de unde tinerii își procură drogurile așa zis legale, altele decât weed shop-urile. În cursul zilelor de luni și marți săptămâna aceasta, am organizat o acțiune pe școli, unitățile de învățământ, având ca scop identificarea elevilor problemă, am identificat un număr de 67 de elevi. Urmează să întocmim o bază de date în acest sens și să luăm legătura cu părinții fiecărui elev în parte, să discutăm situația fiecăruia. În strategia de limitare a consumului și efectelor acestor substanțe, Jandarmeria Suceava a propus o nouă măsură, prin care părinții să fie informați despre activitatea copiilor în timpul în care ar trebui să fie la școală sau în timpul liber. Cel puțin în pauzele dintre ore, în locurile care sunt mai puțin vizate de către acele patrule mobile auto, deci pe restul căutăm locurile și pe care le-am identificat în mare măsură unde o elevi chiulesc, sau în pauzele dintre ore consumă alcool, fumează și posibil să găsim și plante etnobotanice, pentru că au un miros specific și putem depista mai ușor. Încercăm să ne facem și noi o astfel de bază de date, nu neapărat pentru a-i urmări, ci pentru a-i avea în evidență și pentru a înmâna părinților niște scrisori sau recomandări, astfel încât să fie și ei niște parteneri sociali alături de noi. Primul care poate observa un comportament ciudat acasă, este părintele sau sunt cei care sunt preajma acestui tânăr care consumă droguri. Măcar dacă nu are pârghii necesare să intervină, măcar să ne sesizeze. Noi, sigur, și asigurăm și confidența, e o situație delicată și pentru un părinte să mergi să spui că copilul tău are niște probleme de comportament sau de altă natură. Dar sub această asigurare că situația este una de confidență totală între părinte, între părinți și noi cei care avem atribuții de a lua măsuri, eu zic că putem avea anumită eficiență și în această zonă. În vreme ce unii fac strategii de combatere a consumului de etnobotanice, comerțul este încă în floare. 170 de plicuri cu etnobotanice au fost ridicate de polițiști în vederea continuării cercetărilor de la un magazin de vise din municipiul Câmpul Lung Moldovenesc. Administratorul societății comerciale a fost reținut pentru 24 de ore pentru infracțiuni la legea privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri. Pe 3 decembrie, bărbatul urma să fie prezentat Tribunalului Suceava cu propunere de arestare preventivă. Procurorii din cot coordonează activitatea noastră și pe această linie și, cum am spus, în momentul în care se identifică infracțiuni în competența noastră, se iau măsurile legale.